Clopoțelul a sunat astăzi doar în anumite școli din județ. Sunt unități care au rămas închise, elevii urmând să se descurce cu predarea din mediul online. Mergem cu scenariu online pentru novaci unde au fost ceva probleme. În rest, unitățile de învățământ din municipiul Târgu Jiu au scenariile definitivate, nu sunt deocamdată și ne dorim să nu fie cât mai multă vreme probleme. Probleme sunt și în alte localități unde dascălii urmează să fie testați. Am înțeles că erau 5 cazuri cu probleme la Liceul Tehnologic Turceni. Erau 2 cazuri suspecte, dar nu diagnosticate la Turburea. Și cam atât. Cam asta era situația care o știam noi aseară. Între timp, DSP a informat zvonurile. La Turburea, dascălii testați primind rezultat negativ. La Turceni, o învățătoare care a fost confirmată cu coronavirus a intrat în contact cu mai mulți profesori, unitatea funcționând totuși pe un scenariu verde.